Spuneți, spuneți cum s-a întâmplat. Ne tăie prima dată cablul de la antenă. La urmă, zise, ne dete un ușă, ne sparsă geamurile, ușa și zice, vă omor în noaptea asta, vă omor și vă tai și vă fac bucățele. Eu atunci țâpai și zic, mă, stă liniștește-te, mă, culcă-te, mă, fii cu minte, nimic. El sărirăm pe geam. Când sărirăm pe geam, pe al meu îl prinsă la întrecoteț și măr. Acolo și-l pusă jos și cu cuțitul înțăpat. Eu atunci sări, îi luai cuțitul din mână și fugi cu el pe drum la vale. Adică lângă poartă mă prinsă și mă păli cu parul în cap. Uitați, și mâna mea umflată și toate. Nu mai pot. Și după care? Și după aia fugi pe drum la vale, veni poliția, anunțară în poliția, veni poliția la voiangiul Paulin, acolo. Fusă-i, dusă-i copilul, lăsa-i copilul și veni cu poliția aici la casă. Să veniți puțin, că vorbim cu doamna asistentă, da. Să vedem dacă are să vă dea ceva. Da. Stați o țără, că vine.